Domnule președinte al Consiliului Județean Prahova, domnule primar, domnule președinte al Camerei de Comerț și Industrie Prahova, domnul prorector al Unității de Petrol și Gaze, domnul ambasador Godiță, pentru Institutul ASPA în România este un uriaș privilegiu de a putea să fim parteneri la o aniversare excepțională. 160 de ani de la prima rafinerie modernă din lume, aici, în Ploiești, aici, în Prahova, aici, în România. Este un moment care trebuie să ne încurajeze pe toți, români, parteneri și aliați ai României, vecini și frați ai României, să încercăm să vedem cum am putea, într-o zi plină de încărcătură simbolică și plină de o participare excepțională, să punem la muncă tradiția și istoria, să fructificăm prezentul și să imaginăm viitorul. Pentru că ASPAN-ul ca institut și rețeaua globală ASPAN asta încearcă să facă, asta încercăm să facem și noi, să încurajăm o conversație educată și bipartizană cu privire la lucrurile care frământă societatea contemporană. Acum câteva luni, aici la Ploiești, împreună cu prietenii și partenerii noștri din județ și revin către Consiliul Județean, către domnul președinte, către doamna vicepreședintă, către primărie, cu Consiliul Local al Județean și un parteneriat, către Camera de Comerț și Industrie, către Prefectură și către UPG, bineînțeles. Dintr-o joacă, într-un fel, dintr-o joacă în sensul intelectual, în condițiile în care ASPA în România organizează de niște ani buni și mulțumesc tuturor membrilor noștri și susținătorilor acestui eveniment. Forumul de energie. Avem un program de energie foarte robust. Avem un ASPA Energy Lab. Am făcut an la rândul, cu succes notabil, forumul ASPAN de energie. Dar decizia noastră de a veni la Ploiești, de a veni în Prahova și de a reda strălucirea pe care această zonă importantă, economică, industrială, culturală, artistică a țării o merită, a fost o decizie de bun augur și dacă astăzi vom ieși cu bine din acest eveniment foarte complicat și cu multă prezență de prestigiu, intenția noastră, cel puțin intenția noastră ca institut și a partenerilor noștri de la New Machiavelli, de la Reveal, de la ceilalți parteneri, împreună cu dumneavoastră, dacă veți considera că merită să perseverăm, intenția noastră ar fi să facem un summit de energie în fiecare an aici la Ploiești. O să aleg limba română, pentru că mesajul ar fi fost citit în limba română. Și pentru eventuale remarci personale, aș putea continua în limba engleză. Mulțumesc Institutului ASPAN pentru invitația de a participa la acest eveniment. Și dacă timpul mi-ar fi permis, cu siguranță, aș fi participat, din simplu motiv că domeniul energetic este unul de maximă importanță pentru Guvernul României. Un domeniu pe care dorim să-l dezvoltăm, astfel încât să ne îndeplinim obiectivele. Creșterea independenței și a securității energetice. Țara noastră nu trebuie să depindă energetic de nimeni. Este un mesaj pe care l-am mai spus și îl susțin cu fermitate. Trecutul nostru, 160 de ani de când România a procesat pentru prima dată petrol în prima rafinerie din lume, cea de la Râhov, și potențialul României ne obligă să fim independenți energetic și, în același timp, furnizor de securitate energetică în regiune. De aceea am intensificat eforturile pentru a finaliza strategia energetică a României. Proiectul va conține o listă cu investițiile prioritare din sector, precum unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, hidrocentrala Tarnița și un grup nou la complexul energetic Oltenia. În ceea ce privește dezvoltarea reactoarelor 3 și 4, am extins mandatul de negociere pentru Comisia de la Ministerul Energiei și Nuclear Electrica să înainteze discuțiile cu partenerii chinezi. Dorim să înaintăm cu acest proiect pe care îl considerăm deosebit de important pentru țara noastră. De asemenea, în ceea ce privește gazele naturale, realizarea proiectului Blue rămâne o prioritate pentru România. Felicitări domnului ministru Petcu
pentru modul profesionist în care s-a ocupat de proiect, astfel încât la această oră România este în graficul lucrărilor. Între gazele naturale din Marea Neagră și potențialul geologic din câmpurile petroliere de mare adâncime, țara noastră poate deveni un hub energetic regional. În acest sens, este importantă continuarea dezvoltării magistralelor de transport și a interconectărilor cu țările învecinate, cum este și proiectul Drua. Domeniul energiei este unul foarte vast și ar fi multe aspecte de abordat, inclusiv despre rolul României privind realizarea Uniunii Energiei. Însă, îl aveți pe domnul ministru al Energiei, care sunt sigur va dori să vă spună mult mai multe decât aș putea eu. În încheiere, vă doresc o dezbatere fructuoasă și o conferință plină de succes. Domnilor foști ministri, domnule președinte al Consiliului Județean, domnului primar al municipiului Ploiești, doamnelor și domnilor, sunt onorată astăzi să fiu prezentă la invitația Institutului ASMEN și să putem să deschidem astfel ziua de mâine în ca preambul pentru summitul pe energie de la București. Și cu ocazia aceasta îl felicit pe domnul ministru Petcu că a avut această inițiativă, ținând cont de contextul internațional pe dezvoltare energetică și, nu în ultimul rând, în contextul internațional pe schimbări climatice. Un eveniment extrem de important și mi-aș dori, domnule ministru Joană, ca evenimentele să continue și în perioada următoare. Astăzi aniversăm 160 de ani la înființarea în lume a primei rafinării. Primă rafinărie care a avut norocul, cu ajutorul fraților mehedințeanu, să fie înființată aici, în apropierea Ploieștiului. Și să nu uităm că Bucureștiul a fost primul oraș iluminat din lume, înainte cu 2 ani, înaintea Vienei, folosind, bineînțeles, țițeiul rafinat ca metodă. Este pentru noi o emblemă și să nu uităm că tot aici, în Prahova, puțin mai departe, la Câmpina, puțin mai târziu de 1857, s-a înființat și rafineria de la Câmpina. S-a înființat puțin mai târziu Vega, bineînțeles, rafineria român-americană și avem multe de spus despre toată istoria parcursă de dezvoltare a acestor rafinerii și a producției de distilare a țițeiului. Este pentru noi ploieștenii, pentru noi prahovenii, dar și pentru noi românii, un lucru extrem de important, ținând cont de istoria întregii dezvoltări a industriei petrolifere. Pentru că să nu uităm că înainte de primul război mondial, România era clasată pe primul loc, subclasând Statele Unite, Rusia și Mexicu, ca țară exportatoare de țiței. Și să nu uităm, în același timp, de ce s-a întâmplat aici la Ploiești, când binele a fost înfrânt de rău, de bombardamentele de care au avut parte ploieștenii și prahovenii în cel de-al doilea război mondial. Și un lucru la care ar trebui noi, ca popor, ca patrioți, ca foarte buni specialiști și ca un popor care își dorește să fie ancorat în realitatea europeană și internațională, că România a reușit pe tot parcursul istoriei petrolifere să evolueze. De aceea a venit și momentul în care să avem grijă de cum protejăm mediul înconjurător și astăzi ca reprezentant al Ministerului Mediului și nu numai, ca un inginer petrolist format aici, în prima universitate de petrol și gaze din România, care a format mulți specialiști, dați chiar reprezentanți a unor guverne din România, este că avem nevoie să găsim optimul de colaborare în contextul schimbărilor climatice privind siguranța, securitatea și, bineînțeles, prețuri accesibile pentru energie pentru cetățeni. Mulțumesc frumos, domnule președinte, domnule viceprim-ministru, domnule viceprim-ministru și, nu în ultimul rând, domnul președinte Joană, stimați organizatori și invitați, încep prin a felicita Institutul ASPEN pe domnul președinte Mircea Joană pentru inițiativa acestui eveniment aniversar. Se împlinesc deja 160 de ani de istorie a industriei de petrol și gaze din România. 160 de ani de când România a procesat pentru prima dată petrol, prima rafinerie din lume, cea de la Râhov, care a mai fost menționată aici, chiar aici lângă Ploiești. Privind în trecut, putem spune că țara noastră a dat tonul mondial în industria extracției și a prelucrării petrolului.
impunându-se ca primul producător din lume în acest sector. Un lucru foarte important. În opinia mea, de astăzi, nu este doar o ocazie de a sublinia tradiția și pionieratul României în acest domeniu, dar și una în care putem privi în viitor. Iar acest exercițiu al proiecției în timp ne conduce către un rol al României la fel de important, acela de furnizor de securitate energetică în regiune, cu un potențial imens de a ne întări această poziție și un interes pe măsură pentru politicienii de astăzi. Și tot în perspectiva viitorului și a rolului pe care România vrea și poate să îl asume, vreau să vă anunț că cei 160 de ani pe care îi sărbătorim astăzi coincid cu un eveniment, așa cum menționa și domnul președinte Gioană, extrem de important în sectorul energetic. Eveniment pe care România îl găzduiește. Este vorba de cea de-a patra reuniune a grupurilor țărilor la nivel înalt pe tema interconectării rețelelor de gaze din centrul și sud-estul Europei, CESEC, care începe chiar mâine la București. La acest eveniment, la această întâlnire, și-a anunțat deja participarea nouă ministri ai energiei din Uniunea Europeană, dar și cei mai relevanți reprezentanți ai Comisiei Europene care gestionează sectorul energetic la nivel european. Doamnă viceprim-ministru, domnule președinte al Parlamentului Republicii Moldova, domnule ministru, domnule președinte al Institutului Aspen, stimați invitați. Îmi revine onoarea astăzi de a participa la un eveniment de mare amploare organizat de Institutul Aspen în parteneriat cu Consiliul Județean și ceilalți parteneri implicați. Summitul energetic, ce are ca temă aniversară 160 de ani de la înființarea în Ploiești a primei rafinării moderne din lume. Este o adevărată bucurie pentru noi că anul acesta Forumul Internațional de Energie are loc aici, într-un oraș cu tradiție în exploatarea și prelucrarea petrolului și într-un context aniversar. În 2017, așa cum s-a mai specificat, se împlinesc 160 de ani de la înființarea primei rafinării de petrol din lume, aici, în județul Prahova, aici, în Ploiești. Rafineria Fratele Hedințeanu a fost urmată de înființarea primei școli de maestri sondori din lume, la Câmpina, în anul 1904 și apoi, în anul 1908, la Ploiești, s-a înființat atelierele Concordia pentru repararea și fabricarea de utilaj petrolier. În anul 1957, tot aici, la Ploiești, s-a înființat primul institut de cercetare și proiectare în domeniul petrolier. Iar în 1967 se înființează la Ploiești Institutul de Petrol și Gaze, instituție de învățământ superior unică de acest profil în sud-estul Europei, astăzi parte a Universității Petrol și Gaze. Nu este o coincidență desfășurarea acestui summit aici, în județul Prahova, deoarece unul din elementele ce definesc acest oraș și acest județ este petrolul. Exploatarea resurselor de petrol începută în jurul Ploieștiului în secolul XIX, construcția primei rafinerii din lume în 1856 de frații Mehedințeanu, precum și dezvoltarea rapidă a unei industrii petroliere, au făcut din orașul Ploiești cel mai mare producător de petrol din lume, ceea ce a adus și numele de capitala aurului negru. De curând am aniversat 60 de ani de la fondarea Muzeului Petrolului, singurul de acest profil din România. Înființarea sa la Ploiești a fost la acea dată o recunoaștere a statutului orașului în cadrul industriei petroliere din țara noastră. Raportându-ne la zilele noastre, la contextul geopolitic și economic actual, observăm că infrastructura energetică reprezintă un element cheie al securității naționale. România ar putea deveni un punct regional ce leagă estul și vestul, în ceea ce s-ar putea dezvolta infrastructuri competitive și proiecte de investiții care să valorifice avantajele geografice și economice ale țării noastre. Cred că este o ocazie potrivită să-mi exprim respectul și aprecierea față de cei care au contribuit prin efort personal și implicare la desfășurarea summitului energetic de astăzi, eveniment ce se înscrie în seria manifestărilor dedicate Prahova, capitală mondială a petrolului 2016. Manifestarea de față, organizată de Institutul Aspen, are cele mai înalte cote de profesionalism și dă posibilitatea unor ample analize, precum și luării unor decizii însemnate pentru mediul regional de afaceri și pentru factorii de decizie și politică din sectorul energetic Marea Neagră, Marea Caspică, un eveniment căruia îi atașăm o reală importanță. Institutul Aspen, domnul și domnilor invitați, bună ziua tuturor, este o deosebită onoare să vă urez
bun venit la Ploiești, la prima ediție a acestui eveniment, care se realizează în Ploiești. Și vreau să-i mulțumesc domnului președinte Geană pentru ideea de a face acest eveniment aici, la 160 de ani, așa cum s-a mai spus, de istorie și tradiție în domeniul petrolului, de la prima rafinerie care a produs în zona Ploieștiului, moment de la care orașul nostru a cunoscut o constantă și puternică evoluție, creștere economică în acest domeniu. Tradiția acestui lucru a fost continuată apoi de către Institutul devenit ulterior Universitatea de Petrol și Gaze, astăzi specialiști în domeniu care sunt recunoscuți pe plan mondial, provin din această renumită instituție din sud-estul Europei, instituție care poate să devină un pol de creștere economic pentru municipiul Ploiești, pentru județul Prahova, pentru această regiune. Dar acest lucru nu este de ajuns. Este nevoie de implicarea autorităților centrale și locale. Este nevoie de continuarea demersurilor în ceea ce privește legea parteneriatului public-privat, fără de care noi, ca autorități locale, nu ne putem implica în mod activ. Deci am doresc ca acest demers, care a apărut odată cu apariția legii parteneriatului public-privat anul trecut, să fie finalizat prin apariția normelor de aplicare și printr-o relaxare a acestei legi pentru a da posibilitatea autorităților locale să se implice cât mai mult. Mircea, as you see, is true friend to give me such a kind introduction, but I also would like to address all the leaders, representatives of different countries, representatives of the region, business leaders, to this very important session, because for me, it's really difficult to picture it's a better place to discuss our cooperation, future of this region, energy policy than Aspen Institute. Because if you look what are, I would say, such a leading benchmarks or the pointers the Aspen Institute is working, so they're very much committed to leadership, dialogue, entrepreneurship, and regional stability. And believe me, in pushing forward the energy unit, we need all of them, all four of them, and we need, of course, the strong support from our member state. I'm very glad that I'm here in Romania again, that I am in Ploiești, because this is the country which was the first in Europe to export the gas. And I just learned that this was the city where the first refinery in Europe was built, and Bucharest was the first city to use, in, I would say, industrial term, the gas for the street lighting in Europe. So therefore, when we are discussing the interconnectivity, cross-border cooperation and energy trade today, here in Romania, you already started 60 years ago. Some things are changing, some things are staying. So what is new for Romania? That we are still rich in natural resources. And I think you are developing very fast new wealth in renewable sources, and your new advantage is that now you are actually on the biggest market on this planet. You are part of the biggest economy of this world, the economy of the European Union. And therefore, I hope that I can entice you a little bit and become more active on this energy market, playing the more important regional role to develop your wealth in energy production and become energy player, energy exporter, and I'm very glad that we'll have a chance to discuss it with the business leaders and political leaders of Romania for today and tomorrow. Ladies and gentlemen, Mircea Geoana has had many positions of great distinction in his life and career, but I hope you don't mind that I use ambassador as a title, because I think it's fitting as we recognize the 20th anniversary of our strategic partnership, because at its founding, Ambassador Geoana was Romania's envoy representative to the United States. And thank you for mentioning the history of American and Romanian ties here through the oil industry. That's exactly correct. The Rafinerie
Romuna Americana, with a stake, a port stake by Standard Oil, was indeed something that was begun 1857, so do the math, actually it's pretty close to 157, but a long, long time ago. The history of American presence in the Romanian energy sector, and particularly in petroleum and oil and gas, has had both happy moments, but then also sad and actually tragic moments. Of course, much of the American presence here was, if not nationalized, at least came under the control of essentially German interests prior to and during World War II. After the end of the Second World War, Standard Oil tried to come back and secure its investment in Romania, but eventually failed to do so. It was confiscated and nationalized by the series of governments after World War II. Recently I read a diary of one of my predecessors, a gentleman who was the American representative to the Allied Control Commission, made up of Russian, British, and American representatives that represented the Allies here in Romania in the period 1944 to 1947.